Doamnelor și domnilor, atenție! Salman s-a căsătorit, însă, surpriză! Mireasa nu a fost Iulia Vântur. Păi, nu este vorba despre acel Salman Khan pe care îl știm cu toții, ci de un tânăr din India care a avut una dintre cele mai spectaculoase și luxoase nunți. Și așa, petrecerile indiene sunt un spectacol de opulență și sărbătoare, însă lor a întrecut orice imaginație. Totul a fost gândit și organizat cu atenție, de la locația selectă, meniul și muzica, până la dansurile și garderoba mirilor. Ritualul îndrăgostiților care își unesc destinele a fost magic. Pentru început, mireasa a fost cu grijă pictată cu modelele și simbolurile naționale. Întreaga familie a fost alături pe tot parcursul ședinței de machiaj. Apoi, în semn de respect, mireasa este escortată și plimbată cu un voal ținut deasupra capului de către domnii de onoare. Mirele și-a făcut și el apariția într-un mod asemănător. Cei doi îndrăgostiți au fost răsfățați cu preparate gustoase sau petale de trandafiri. Li s-a dat să guste din bunătăți și au fost în centrul atenției pe întreaga durată a ritualului. A urmat apoi faimoasa petrecere, locația luxoasă îți lua ochii, totul în jur era strălucitor. A privi o nuntă din India nu este nimic altceva decât un spectacol pur. La începutul serii, mireasa și-a etalat garderoba, ce pare pictată, iar toți invitații s-au înghesuit să-și facă poze. Când tânărul cuplu își face intrarea, se formează un culoar în jurul lor. Sunt aplaudați, felicitați și acoperiți de petale de trandafiri ce zboară în aer. Și cum multe diferă față de nunțile de la noi, a urmat mai întâi tortul. Frumos decorat, pe trei etaje, ce se termină cu o semilună în vârf. Au loc momente de dans în cinsta mirilor, mici coreografii menite să stârnească amuzamentul protagoniștilor și să întrețină voia bună. Toată lumea a rupt ringul de dans în două și s-au simțit bine. Punctul culminant al serii a fost dat de dansul iubăților. După aceea, toți cei dragi le-au făcut o mică urare la microfon pentru a le purta noroc pe tot parcursul căsniciei.